Deci dumneavoastră, stimulată de succesul care a avut prima realizare, ați trecut la cel de-al doilea film, care tot așa pe o tematică de o legendă, ați trecut cu mare entuziasm, copiii la fel, la realizarea celei de-a doua pelicule. Vorbiți-mi și despre această a doua peliculă. Da, asta pentru că știam deja cum a fost munca de pregătire pentru primul film. Deja am împărțit munca pentru 2 zile. Și vă spun, am avut un noroc fantastic pentru că filmând în prima zi ploua, era o vreme îngrozitoare, am făcut toate cadrele de interior. Bineînțeles că stăteam toți înghesiți într-o casă țărănească, dar nimeni nu îndrăznea să scoată o vorbă ca să iasă toate cadrele bine. Și ziua următoare trebuia să facem exterioarele. Și vorbeam cu o doamnă profesoară din sat, zice, doamnă, dacă astăzi a plouat așa, e clar că vremea nu mai ține cu noi. A dat Dumnezeu și a doua zi. A fost o vreme superbă și am filmat pe malul Izei toate cadrele de care am avut nevoie. Și bineînțeles, am încheiat cu o masă pentru copii, care bineînțeles iarăși. Aici ați preluat o temă puțin mai sensibilă și mai, cum să zic eu, o temă așa puțin mai și misterioasă, încărcată și cu o notă de mister, fiind legenda Rozei Rozalina. Și aici aș dori să mă explicați de ce ați ales aceste două teme, Podul Miresei și Roza Rozalina. Că puteați să alegeți de pe de altă tematică. Întotdeauna, Ce v-a atras aici și nu spre altceva? de când am auzit prima dată legenda Podul Miresei, am simțit ceva, nu știu, aparte pentru această legendă și mai ales că în film eu am încercat să iau cam 3 legende locale, deci nu e una singură. E vorba de legenda părul călugărului, e vorba despre legenda care vorbește despre epidemia de ciumă care a fost în perioada aceea Au în fost mai toată multe zona, deci epidemii de așa, ciumă dar care aia au lovit din Marea perioada Britanie. din secolul 16-17, cam așa. Deci aici e vorba de 3 legende A luate care la le-ați loc. pus sub Da, da. genericul Rozei Rozalina. Nu, Podul Miresei. La Podul Miresei vă Podul referiți, da. Miresei și scenariul, deci discutând cu fica mea cam ce mi-aș dori, ea a fost foarte receptivă și ea, de fapt, a scris scenariul celor 2 filme. Și, deci, v-am spus, această combinație între fabulos și real m-a determinat să pornesc cu Bârsana. La Rozavlea, vă spun sincer, a fost și ceva legat de suflet. De ce? Soțul meu este din Rozavlea și am simțit și un pic de datorie de a-mi mulțumi în felul acesta și celui care a fost socrul meu, care pentru mine a fost un om deosebit. Dacă tot ați adus vorba de soțul dumneavoastră și de familie, cum v-au ajutat ei? Să știți Nu v-a fost că ușor, nu mi-a totuși. fost ușor deloc, dar m-am bucurat de un ajutor total. Deci ați Și făcut mobilizare generală, mobilizare familia, generală în hai, familie. facem film. Așa, necondiționat m-au ajutat toți. Deci, cum am spus, fiică mi-a fost cu scenariu, ea atunci n-a putut participa la filmări și pare rău și astăzi, era studentă la Cluj și n-a putut să fie aici. Băiatul, iarăși, a fost șofer, a fost de toate, soțul a ajutat financiar, fizic, dacă vă spun atunci că la secvența cu căruța, când se prăbușește pe pod, efectiv a ridicat el căruța ca să se răstoarne. Deci, ce pot să spun? Asta spune totul. Și când a fost la Rozavlea, la fel. S-a implicat atât financiar, emoțional, fizic, când a fost de ridicat, de pus, de... Știți cum e, timpul e scurt, n-am vrut să ținem nici copii să se plictisească și atunci toată lumea trebuia să se mobilizeze rapid. Am hotărât, asta facem și asta facem și în momentul când am zis da, atunci toată lumea a pus mână de la mână și s-a făcut. Deci fără... După ce ați terminat și acest al doilea film, între timp au avut loc și niște schimbări în cariera dumneavoastră. După mulți ani petrecuți în sistemul de învățământ gimnazial, Da. primar, ați făcut o schimbare, să zicem, radicală. Între timp v-ați terminat și studiile, v-ați completat studiile și ați abordat, zic eu,
o specialitate foarte frumoasă și foarte atractivă, istoria. Da. Și din acest an școlar ați ajuns să predați la nivelul gimnazial, în cadrul școlii Ioan Mihai Deapșa, unde aveți câteva clase cărora le predați istoria. Cum a fost această schimbare pentru dumneavoastră, trecând de la copilași care erau până în clasa a patra, la acest nou nivel? Apropo de această schimbare, stând acum și judecând după ce au trecut câteva luni de adaptare în noua profesie, tind să spun că înainte am fost profesor între învățători și acum sunt învățătoare printre profesori. Da, eu simt acum Și, frumos cum da. v-ați exprimat. De ce spun asta? Înainte, mergând, marșând pe ideea cu istorie locală, cu legende locale, consider că am fost ca un fel de profesor care lărgea un pic aria ceea ce se făcea la clasă. E, acum, fiind învățătoare între profesori, în ce sens? Obișnuința de a explica, de a explica în așa fel și a intra în detalii până copilul înțelege termenii de vocabular specifici materiei. Și mă bucur că spun copiii altor colegi că așa de bine explică doamna profesoară că tot înțelege, nu mai trebuie să citim acasă. Deci eu mă bucur. De aceea am spus că înainte a fost profesor între învățători și acum învățător printre profesori. Sunt receptive elevii. Da. Da. Am, cum să vă spun, deși a trecut așa puțin timp, dar am niște satisfacții extraordinare. Deci, cel puțin mă simt bine, în sensul că am și fost sprijinită de colectiv, fiind nouă, trebuie să te adaptezi, nu? Și încă nu cunoști. Dar am fost foarte bine primită, acceptată, cu copiii, de asemenea, în afară de faptul că sunt profesor de istorie la clasă și nu sunt diriginte încă, am deja niște activități foarte frumoase, extracurriculare. Mi-am programat pe clase să lucrez. Detaliați puțin despre aceste activități. Așa, am considerat că fiind profesor de istorie, în primul rând am o datorie față de, mai ales față de clasele a 8-a, cu care fac istoria românilor, să le explic toate evenimentele importante din istoria României și istoria Maramureșului, în paralel. Astfel că la 25 octombrie am făcut o evocare a zilei de 25 octombrie, ce reprezintă ea. Și apoi am făcut vizită acasă la un veteran de război, la domnul Brătulescu Iulian, de 90 de ani și câteva luni. Copiii au fost foarte entuziasmați, bătrânul le-a povestit cu lux de amănunte, nu mă așteptam să fie atâta de cursiv în ceea ce ne-a spus. Bineînțeles că și copiii și domnul Brătulescu ne mai așteaptă. Apoi, am avut o activitate cu clasele a șasea, asta în ideea de a mă apropia copiii de a-i cunoaște și altfel decât la clasă, pentru că până la clasa opta, doar o oră pe săptămână, ori timpul scurt ca să-i poți cunoaște așa de bine. Și am inițiat o activitate modă, sport și istorie. Că ați făcut o gemănare în Da, trei da, da, domenii. da. Și deși a ieșit foarte bine, bineînțeles că se putea și mai bine, dar importante sunt rezultatele pentru copii și pentru mine, în ultimul rând, zic, că pentru ei am făcut.